Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Vocea Basarabiei. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Ion Dodon. Este directorul general al Casei Naționale de Asigurări în Medicină. Mulțumim mult că ați găsit și dumneavoastră timp să veniți la această emisiune. Astăzi vom vorbi la modul cel mai serios despre prețul sănătății și aici pun accent pe expresia bănească. Explicația principală pe care vă solicit, domnule Dodon, totuși, ce înseamnă astăzi în Republica Moldova să deții această poliță de asigurare? Bună ziua! Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație, doamnă Ursu! În Republica Moldova, să deții poliță de asigurare, să fii persoană asigurată, înseamnă ceva, înseamnă că ți se garantează un pachet de servicii medicale și acces la o listă de medicamente și dispozitive medicale compensate. Cunosc și înțeleg că multă lume nu este mulțumită de volumul, de calitatea, de accesul la servicii și la medicamente. Noi facem tot posibilul ca să îmbunătățim calitatea serviciilor acordate și percepția publicului să devină în final una pozitivă. Dar este un lucru fără de care noi nu putem să existăm ca sistem de sănătate. La moment, ceva mai bun nu a fost descoperit. Trebuie să îmbunătățim lucrurile. Dumneavoastră, cu altă ocazie, ați spus că nici pe departe nu se acoperă prețul real al acestei polițe de asigurare. Rămâneți la această părere? Da, vreau să zic că o bună parte din populație achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală mărime de 9% din salariu și din alte venituri. Sunt alte categorii care achită în sumă fixă, deci o sumă fixă de bani, indiferent de venit. Poate să fie venitul mai mic decât venitul mediu pe care îl are un cetățean obișnuit sau mai mare și atunci încasăm o sumă fixă. Dacă suma fixă este deja de 2014 4.056 de lei, ea este mult mai mic decât ar achita un salariat mediu, care achită aproximativ 11.000 de lei pe an. Și există o discrepanță între cei care achită din salariu și cei care achită în sumă fixă. Deseori în societate sunt auzite și voci care spun că pe parcursul unui an niciodată nu a beneficiat sau nu a avut nevoie să folosească această poliță de asigurare și de ce ar trebui să contribuie. De ce? Că e asigurare. Nu poți să te asiguri pentru ceva și dacă nu se întâmplă cazul asigurat, îți primește prima de asigurare înapoi. În schimb, persoana care achită, de exemplu, 2-3.000 de lei, 2.028 de lei, avem și așa o categorie de persoane, sau 1.016 lei, dar primește asistență medicală de 70.000 de lei, de exemplu, pentru o protezare de genunchi. Atunci punem întrebarea, din ce surse acoperim noi asistență medicală atunci când ea costă mult mai mult decât a achitat omul. Dar este un principiu al asigurării, deci contribuie toți cât puțin ca cel care o să aibă nevoie mai mult să primească asistență medicală și să aibă protecția financiară, posibilitatea de a o achita. Și totuși unii preferă să-și mai facă o poliță de asigurare privată. Da, din câte înțeleg, totuși nu este așa o categorie largă de persoane care își fac și polițe de asigurare la companii private. Înțeleg că acest fenomen este mai mult pentru călătorii psihotare și pentru atunci când persoana iese în afara țării. Pe plan intern, cunosc, sunt companii care fac acest lucru. Este ceva suplimentar la polița de asigurare obligatorie de asistență medicală. Exact. Biroul Național de Statistică a anunțat că în Republica Moldova sunt peste 2 milioane și 600.000 de cetățeni. Câte din aceste persoane au poliță de asigurare? Aproximativ 87%, pentru că sunt categorii de persoane care se asigură în calitate de salariat, deci atunci când se angajează în câmpul muncii, sunt cei care achită prime în sumă fixă, e vorba de fondatori de întreprinderi individuale, deținători de patentă de întreprinzător, avocați, notari, mediatori, executori judecătorești și altele, dar cea mai mare parte a celor asigurați sunt cei asigurați de guvern din categoria celor care nu este rațional să achite polița de asigurare de sine stătător, 13 categorii de persoane, începând cu pensionarii și persoanele cu dizabilități,
șomeri înregistrați oficial, persoane care beneficiază de ajutor social, gravide, parturiente, lăuze, studenți și așa mai departe. Deci asta este o cea mai largă categorie de persoane asigurate. Dar cine fac parte din acelelalte 13% neasigurate? Sunt persoane care prin statutul lor nu au obligația de a fi asigurați, sunt militari, polițiști și altele asemenea, angajații structurilor de forță, așa vorbind. Deținuții nu sunt obligați să fie asigurați pentru că ei primesc asistență medicală și li se garantează, indiferent de statut, asigurat, neasigurat. Și mai sunt, din păcate, și persoane care nu contribuie, care încalcă obligația de a se asigura și care probabil tind să se asigure doar atunci când se întâmplă cazul tratat. În agricultură, zilierii, iarăși, ar fi și ei, ar face și ei parte din această categorie de 13%? Nu toată agricultura, dar persoanele care lucrează, este o problemă cu zilierii, persoanele care lucrează, fac parte din această categorie, nu întotdeauna, din păcate, sunt și asigurate. Înțeleg că aici e loc de a interveni. Deci noi avem reducere esențiale pentru asemenea categorii de persoane, de exemplu 75% din costul poliției, 1000 și ceva de lei. Deci am ajuns la un nivel foarte, foarte jos ca doar să atragem aceste persoane în rândul persoanelor asigurate și de fapt este un lucru benefic pentru ei. În ultimul timp văd că sunt mai multe inițiative legislative cumva de a oficializa lucrul acestor categorii de persoane și odată cu oficializarea activităților să se achite o primă, cel puțin sau la cel mai mic nivel, ceva simbolic ca să putem atrage să fie și cuprins să aibă acces la asistență medicală. Ce sugestii aveți pentru persoanele când, Doamne ferește, ajung doar pe patul spitalului și își dau seama că ei au nevoie de această poliță de asigurare, dar până atunci au ezitat să și-o procure? Asigurarea este un lucru bun. În esență este un lucru bun. Este necesar ca și noi, autoritățile, să facem mai mult ca lumea să înțeleagă diferența între ce este sau ce drepturi, ce posibilități are o persoană asigurată și ce posibilități are o persoană neasigurată. Este foarte necesar ca și lumea să cunoască drepturile și ce beneficii primește o persoană asigurată în coraport cu una neasigurată. Dar sugestia mea este ca să depună tot efortul să fie asigurați de la început de an. Pe parcursul anului, în caz de necesitate, în caz că o să aibă nevoie de asistență medicală, să nu își facă atât de multă grijă pentru a accede la servicii medicale ca și o persoană neasigurată, pentru că cheltuielile, de fapt, ar fi foarte, foarte mari. Este păcat și lucrul acesta nu este bine când mai întâi persoana are nevoie de tratament serios, dacă vorbim de spital, și după asta merge după poliță. Oricum, deci polița se activează după 7 zile din momentul achitării primei și primele 7 zile ar trebui să fie achitate din contul personal al acestui om. Al cetățeanului, da. Al cetățeanului și oricum cheltuielile vor fi suportate. Dacă achită prima de asigurare și nu beneficiază de asistență medicală, este tot un lucru bun că persoana este sănătoasă. Dar trebuie să vadă în jurul său, atent, că cineva totuși a beneficiat. Și sunt persoane apropiate. E foarte rar când într-o familie de 10 persoane, de exemplu, parcursul anului, nimeni nu s-a adresat niciodată în spital, cu atât mai mult la medicul de familie, că noi nu avem, nu finanțăm numai spitale, dar și medicina primară, și specialiști din ambulatoriu și alte tipuri de asistență medicală. Sau nu a beneficiat de medicamente compensate. Trebuie să se asigure. Nu sunt atât de mari cheltuielile și trebuie să își cunoască drepturile, să le promoveze, să ceară de la noi, de la autorități, ca să-i apărăm mai bine. Dar dacă și-o procură atunci când a ajuns la o instituție medicală, atunci costul ei este mai mare? Anul acesta, ca și în ultimii 8 ani, costul primei în sumă fixă este de 4, că de această categorie de persoane vorbim, restul n-ar avea probleme. Dacă o procură sau dacă e asigurat până în primăvară? Dacă până la 31 martie o achită, exact. De obicei sunt reduceri destul de esențiale. Dacă nu achită până la 31 martie, atunci după data de 31 martie achită costul integral, fără nicio reducere și mai achită și penalități.
Plus la aceasta se activează polița după o săptămână de la momentul procurării. Probabil că sunt suficiente motive ca persoana să se asigure din timp. Nu este bine să aștept 7 zile sau să achite costul integral. Nemulțumire mai aud și de la reprezentanții diasporei. Ei vin ocazional acasă și atunci când revin în Republica Moldova, mulți din ei au nevoie să se adreseze la doctor sau la o instituție spitalicească. Ei, și ei sunt cei care nu-și procură neapărat această poliță în intervalul recomandat. Pentru ei ce sfat aveți? Deci sunt mai diferite tipuri de plângeri sau nu am să spune că plângeri nemulțumiri. De nemulțumiri, de sesizări din partea diasporei. Pe de o parte, unii mai au aici înregistrat întreprinderi individuale sau gospodării țărănești și atunci sunt somați de a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Și ei vin să spun, dar noi nu avem legătură stabilă cu statul acesta și achităm polița, de fapt, în Italia, în Germania, în Franța. Și tot nu este corect. Deci dacă persoana este acolo și beneficiază de asistență medicală în acea țară unde se află permanent, nu este cazul să-l pui să achite și în țara unde vine doar în vacanță de 2-3 săptămâni în luna august. Pe de altă parte, vin persoanele din diasporă și oarecum solicită să li se acorde și asistență medicală în perioada aceasta scurtă când vin în țară. Ei au, chiar dacă nu sunt persoane asigurate, au acces la serviciile medicale în Republica Moldova. De exemplu, cel foarte des utilizat stomatologia, care o achită și persoanele... Dar asta se achită din banii lor. Propri, da. Și noi tot, de fapt, în stomatologie, în afară de urgență, mai puțin avem. Dar au acces și la serviciile medicului de familie, indiferent dacă este asigurat sau nu. Și, respectiv, au și posibilitatea să se asigure și în Republica Moldova dacă întrunesc condițiile necesare. Nu, altfel nu pot să fie este asigurat, fie nu este asigurat. Poate e potrivit acum încă o dată să amintim și ce acoperă această poliță de asigurare. Acoperă un vast pachet de servicii prevăzut în programul unic al asigurării obligatorie de asistență medicală. Acest program unic sau pachet unic de servicii este aprobat prin hotărâre de guvern. Cine dorește poate să ia cunoștință. Hotărârea Guvernului 1357/2007. Servicii medicale la toate nivelele de asistență medicală, începând cu medicina de familie, medicina, asistență medicală specializată de ambulator, asistență medicală spitalicească, finanțăm centre de sănătate prietenoase tinerilor, centre de intervenție timpurie, centre comunitare de sănătate mentală, îngrijiri medicale la domiciliu. Și, la fel, persoanele care au statut de persoană asigurată beneficiază și de medicamente compensate, precum și mai nou de dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorie de asistență medicală. Deci spectrul de servicii este foarte larg în general. Iarăși, dacă fac trimitere la părerile oamenilor, ei cunosc o bună parte din populație, cunosc că este compensată o gamă variată de medicamente pe care le procură la farmacie, dar deseori farmaciștii ei cred că le dau medicamente care nu neapărat sunt pe lista compensatoare și mai degrabă ar aștepta să plătească cetățeanul pentru un medicament care îl înlocuiește pe cel compensator. N-ar trebui să fie careva probleme privind accesul persoanelor asigurate. Avem și excepții de persoane neasigurate care beneficiază de medicamente compensate. Avem vreo 4 categorii. E vorba de persoanele care sunt probleme endocrine, deci cu probleme de diabet, cu probleme de sănătate mentală și așa mai departe, deci unele boli sociale, așa. Dar persoana care primește rețeta o prescrie medicul. Iată aici am vrut fie medicul de familie, fie medicul specialist. Să facem precizarea că trebuie neapărat mai întâi să meargă la medicul de familie. Sigur. Medicul de familie îi dă această rețetă și doar în baza rețetei farmacistul îi dă medicamentul respectiv. Deci da? Nu este așa cum am dus și doresc să mi se dea un medicament compensat. Trebuie să, deci scopul includerii unui medicament sau unui dispozitiv medical în lista compensatelor este unul până la urmă terapeutic. Așa? Deci să obținem careva rezultat pentru ameliorarea stării de sănătate a unei persoane.
Acest lucru presupune numai decât implicarea medicului de familie sau medicului de specialitate. Nu poate să fie altfel. Medicamentele compensate sunt pentru care categorii? Vă amintiți? Desigur, cea mai mare gamă de medicamente compensate este pentru persoanele cu probleme cardiace. Deci cred că aici e jumătate din rețetele care sunt eliberate. Ulterior vorbeam despre persoanele cu diabet. Domeniul neurologiei, pentru tratament COVID, pentru îngrijiri medicale paliative și tot așa mai departe. Pentru că ați amintit despre pandemia de COVID-19, eventual, dacă se adeveresc pronosticurile că din toamnă ar putea să fie iar în creștere numărul celor infectați, e pregătită Republica Moldova să țină sub control situația? Din punct de vedere al asigurării financiare a instituțiilor contractate de către Compania Națională de Asigurări Medicină, este pregătită. Anul acesta a fost planificat inclusiv surse financiare și deja au fost contractate la instituțiile medicale parteneri ale companiei tratarea eventualelor cazuri. A fost prevăzut surse financiare pentru indicator de performanță COVID. În dependență de posibilă evoluție, fie mai gravă, fie mai puțin gravă, noi putem să venim și cu ajustări. Da, pentru ca situația să se mențină sub control, se direcționează bani doar de la CNAM sau vin și ajutoare din afară? Pentru că dacă ținem cont de ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului trecut, totuși o bună parte din cele mai importante lucruri au venit și sub formă de asistență și loturi mari de măști, de sigur, noi mănuși, ce au mai venit? Noi ca și pentru spitale, utilaj a venit foarte mult. Noi ca și companie de la instituțiile medicale care prestează servicii, care acordă asistență, procurăm serviciile. Noi nu finanțăm direct procurarea, de exemplu, de utilaj. Cunosc că au fost ajutoare, desigur, partenerii de dezvoltare Republicii Moldova sunt alături de noi, dar noi ca și companie ne interesează finanțarea acordării asistenței medicale de către instituții, plata salariilor, indicatorilor de performanță în acest caz. Și acest lucru este doar apanajul nostru. Din câte înțeleg, dublări de finanțare, de exemplu, sau aceleași servicii să fie acoperite și de o altă entitate, nu este admis. Însă cunosc că au venit foarte multe ajutoare, într-adevăr, chiar dacă luăm de la început, însăși vaccine, măști, aparate de ventilare și tot așa mai departe. Dezinfectanți și da, tot ceea ce e necesar pentru ca să fie prevenită această pandemie de COVID-19. Vorbim și despre bugetul CNAM-ului. E un buget destul de mare și mai ales poate e cazul să spuneți și unde sunt direcționați banii din bugetul CNAM-ului. Bugetul Companiei Naționale de Asigurări Medicină sau Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală anul acesta este de 12 miliarde și 700 de milioane aproximativ de lei, așa. Mai mult de jumătate din acești bani au fost planificați, reieșind și din datele anului trecut, nu este o mare diferență, deci ceva mai mult de jumătate pentru asistența medicală spitalicească. Spitalele, până când, consumă cea mai mare parte din veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Vreau să vă spun că avem, finanțăm de la companie, în bază de contract, atât instituții publice, instituții republicane, municipale, spitalele raionale, cât și instituții medicale private care acordă un anumit spectru de servicii pentru persoanele asigurate. Lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Dar știți că cei de la stat se supără că oferiți bani și celor din privat. Corect, știu de acest lucru. Nu toți supără, și cei din privat supără că primesc prea puțin. Este cumva o fel de concurență, de goană. Trebuie să stabilim rolul și locul fiecăruia în acest sistem și cel care acceptă să intre în sistem să fie finanțat de către Compania Națională de Asigurări Medicină, să acționeze după regulile
care sunt pentru toți. Ați spus că 12 miliarde 700 de mii... 700 aproximativ, da. Da, e suficient această sumă? Ar trebui mai mulți bani pentru necesitățile pe care le au cetățenii acestui stat? Este o sumă impunătoare. Desigur că ca să atingi scopurile declarate de către Republica Moldova de acoperire, de exemplu, 100% cu medicamente esențiale sau acoperire universală cu servicii de sănătate, suma aceasta este infimă, adică este mică. Dar și această sumă este una care necesită a fi gestionată corect, de a face unde este posibil economie, de a raționaliza cheltuieli ca să atingem rezultate mai bune. Rezultate mai bune le obțineți atunci când cetățeanul este mulțumit de calitatea serviciilor care îi se prestează, dar iarăși dacă facem trimitere la părerea cetățeanului, deseori el spune că statul are prea puțin grijă de sănătatea omului. Cunosc, foarte multă lume este nemulțumită de calitatea asistenței medicale, de atitudinea autorităților și a celor care acordă asistență medicală. Nu este cel mai îmbucurător lucru. Vreau să chem populația totuși să analizeze la rece ceea ce primește în schimbul primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată. Vreau să îndemn populația să se documenteze, să cunoască procedurile, legile, să știe că are, de exemplu, acces la asistență medicală spitalicească sau la servicii de înaltă performanță, dacă are o îndreptare. Deci nu trebuie să percepe că ne-am dus la farmacie, am spus că dați-mi, vă rog, medicamentul este. Trebuie mai întâi să merg la un medic să-mi dea o rețetă ca să obțin produsul dorit. Aici este cumva o problemă că necesitatea în servicii medicale, de fapt, de multe ori o determină nu însăși pacientul, nefiind profesionist în acest domeniu, sau un medicament, îl determină medicul și nu pacientul achită de obicei pentru aceasta, dar achită Compania Națională de Asigurări Medicină și uneori și pacientul. De multe ori lumea nici nu percepe că s-a făcut o achitare pentru el, mai ales dacă e pus în situația să achită o mită ceva sau să facă o mică coplată și atunci, cumva, într-adevăr, noi ar trebui să comunicăm mai mult cu lumea și să arătăm datele acestea, ne străduim în măsura posibilităților să arătăm cum se cheltuie banii publici, inclusiv ca populația să înțeleagă că au beneficiat de anumite servicii din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Dar această percepție a cetățenilor că totuși în medicină mita e mare și fără corupție e greu să-ți închipui că poți să-ți rezolvi o problemă de sănătate, are dreptul la viață? Cred că ar fi incorrect să spun că nu are dreptul la viață. Noi toți trăim pe acest pământ și noi cunoaștem cum se rezolvă întrebările. Cer scuze despre aceste ghilimele așa. Noi știm că există fenomenul corupției în sistemul ocrotirii sănătății și nu numai. Poate este afectat, există diferite nivele de corupție, spunem așa. Are dreptul la viață, există acest fenomen, noi trebuie să-l diagnosticăm și să-l dezrădăcinăm. Cum altfel? Dacă o spunem că nu este, atunci nu ne ocupăm cu asta. Dar iarăși, percepția aceasta se creează ținând cont de două aspecte. Și medicul care uneori cere acești bani, dar și cetățeanul care nu neapărat i s-a cerut o sumă oarecare, dar el merge din proprie dorință să ofere bani medicului ca după asta să spună cât de mare e gradul de corupție în sănătate. Da, dar gradul de corupție în sănătate, cred că nivelul despre care vorbiți dumneavoastră, medic-pacient, nu este primul nivel la care ar trebui să atragem atenția. Cred că ar trebui să începem de mai sus și să mergem în jos. Însă percepția omului de rând se face anume de la nivelul acesta. Nu știu cum și omul simplu, parcă într-adevăr nu îi cere nimeni, dar cumva este determinat și noi vorbim nu din acte oficiale acum, dar din ceea ce comunicăm și noi cu rudele, cu prietenii. Parcă e pus în situația să scoată ceva bani din buzunar să mulțumească iarăși cu ghilimele de rigoare. Eu recent am fost la Liova și am discutat cu
un om între două vârste și el zicea că a fost nevoit să-și vândă purcelul numai de atâta ca să poată să-și asigure bani pentru a avea o intervenție chirurgicală. Este un lucru urât, îmi pare rău că mai există asemenea situații, dar persoanele asigurate în cazurile acute beneficiază de asistență medicală absolut gratuit. Dacă se internează în instituția medicală, cazul tratat trebuie să fie soluționat de instituție. Omul cel care a făcut așa jertfă din familia lui și s-a limitat, a dat hrana pentru o iarnă, pentru o intervenție medicală, cred că până la urmă așa a fost percepția lui, că altfel nu poate să primească această asistență și de acest lucru chiar îmi pare rău și trebuie să-l prevenim. Și deseori cetățeanul mai zice că ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală timp de 2 săptămâni sau o lună, așa crede el, iar el este programat peste 3 luni, peste jumate de an să vină. Și este frică că el totuși trăiește cu această teamă că ar putea să se agraveze și mai mult starea sănătății, ca după asta să fie prea târziu ajungând la medic. Este adevărat. Peste tot în lume există programare. Nu poate totul să se întâmple exact. Noi nu suntem atât de... Domn director, eu vă spun ce crede cetățeanul. Da, cetățeanul știu că așa crede. Trebuie să mai aștepte câteodată, trebuie să mai consulte medicul când este corect, când ar putea să vină, când medicul are posibilitatea. Noi la companie gestionăm niște liste de așteptare acolo unde rândul de așteptare într-adevăr este foarte mare. Și poate compania să intervină? Noi ne străduim să reducem din aceste rânduri, adică din rând sau din termen? Da, aveți dreptate, din termenul de așteptare, pentru că cum procurăm mai multe asemenea servicii ca durata de așteptare a omului ce vine din urmă și se pune în rând, spunem așa, este inclus în listă, să fie mai mică. Dar există, peste tot în lume există necesitatea uneori de a aștepta. Nu e vorba de cazuri foarte acute, când necesită acum numai decât. Acelea se duc pe linie de urgență și se acordă asistența medicală necesară. Însă acolo unde există mai multă lume, mai mulți pacienți decât posibilitățile sistemului de sănătate să acordă asistență medicală, întotdeauna va exista un rând. Trebuie să fie transparență, nu trebuie să fie și lumea noastră, nu știu cum este deprinsă, cumva poate să treacă fără rând înaintea altora. Și eu tot timpul spun, dar ce facem noi cu cel care stă și nu are rude, nu este tare gălăgios, nu știi cum să acceseze un e-mail, dar tot stă în lista asta de așteptare, uitat undeva acolo. Și atunci să nu fie nedreptate pentru unul dintre ei, așa-i? Dar iarăși, dacă vorbim despre calitatea serviciilor care se prestează cetățenilor, tot de la firul ierbii am să-i citesc pe cei care cred că în oraș, în mediul urban, acolo cetățenii au un acces mai mare la serviciile de calitate, inclusiv în sănătate. Iar un omulean de la Măgurele, de la Tocu sau de la Mereșeuca până ajunge la medicul de familie, care e trimis ulterior în centrul raional, ca după centrul raional să ajungă la Chișinău. E o cale lungă și foarte nevoioasă și foarte nervoasă. Este adevărat, în centrele, în localitățile mari, în capital, în Chișinău, în Bălți, sunt concentrate mai multe instituții medicale, mai mulți medici respectiv activează și undeva accesul este mai ușor, cel puțin din punct de vedere fizic-geografic. În sate, din păcate, mai există problema lipsei accesului la servicii medicale, dar procedura toți trebuie să o treacă aceeași. Fie că persoana este din Chișinău, oricum trebuie să înceapă de la medicul de familie, dacă nu este un caz de urgență. Și până la urmă, medicul de familie oricum îi va da o îndreptare la un specialist ca și pentru persoana din sat. Este important că atunci când omul are nevoie de asistență medicală să se adreseze la medicul de familie cât mai curând, să nu aștepte agravarea situației. Despre beneficiile de care se bucură cetățenii din stânga Nistrului, ce ne puteți spune? Eu am mers și în zona de securitate. În unele localități au fost create centre de familie, acolo deseori iarăși apar nemulțumiri pentru că dacă vine un cetățean de la Tiraspol sau de la Tighina, este
luat în primul rând și după asta locuitorul din sau săteanul sau din localitatea respectivă beneficiază și el. Câți cetățeni din stânga Nistrului sunt, astăzi au poliție de asigurare? Sunt asigurat, nu m-am pregătit cu date exacte, dar... Știu că mulți persoanele cereau. Care domicilează în stânga Nistrului sunt cetățenii Republicii Moldova, au acces la sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Unii din ei chiar procură poliță în sumă fixă dacă nu sunt asigurați de către stat și respectiv trebuie să le se acorde asistență medicală de rând cu ceilalți cetățenii Republicii Moldova din partea dreapta Nistrului. Deci aici n-ar trebui să fie nicio problemă. Dacă nu unele instituții este, vorbiți de instituții de asistență medicală primară, ar acorda asistență prioritară unei persoane din stânga Nistrului, personal nu cunosc acest lucru. Probabil ar fi ceva dacă și există acest lucru, dar vă dau, nu am temei de a nu crede celor spuse dumneavoastră, probabil e legat de necesitatea de a se deplasa, de a trece careva puncte de control și asta ar explica multe lucruri. Revenim la cele 12, peste 12 miliarde de lei oferite CNAM-ului și dumneavoastră ați spus că o bună parte e finanțarea spitalelor, da? Spitalelor, ulterior asistența medicală primară, deci medicina de familie, aproximativ o treime din surse, ceva mai puțin de o treime din sursele Fondului Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. De asistență medicală primară beneficiază toți cetățenii Republicii Moldova, au acces la medicul de familie, inclusiv persoanele neasigurate. E vorba de nu numai de cei care dețin polițe de asigurare obligatorie de asistență medicală. Asta este inclusiv cei din diaspora. Finanțarea asistenței medicale primare și tot populația ar trebui să cunoască acest lucru este per capita, adică în dependență de numărul de persoane luate la evidență de către o instituție ce acordă asistență medicală primară, ea primește finanțarea respectivă. Mai sunt criterii acolo în dependență de vârstă, dacă e vorba de un copil până la 5 ani o anumită sumă, dacă e de la 5 până la 50 de ani alta și de la 50 de ani în sus e altă sumă. Medicina primară nu a ajuns în toate localitățile Republicii Moldova. Da, cunosc nu în toate satele și comunele din țară sunt prezenți medici de familie. Au fost întreprins în ultimii ani de către autoritățile statului mai multe măsuri pentru a asigura accesul populației din satele îndepărtate unde nu este medic de familie. Avem și noi careva planuri aici de a stimula din punct de vedere financiar ca medicul de familie să acorde asistență medicală și populației dintr-un sat mai îndepărtat și cred că o să analizăm și o să venim. Dar cunoaștem și cazuri când sarcina este prea mare pusă pe umerii unui medic de familie. Și atunci iarăși revenim la calitatea serviciilor care se prestează cetățenilor, pentru că ne dăm prea bine seama că acel medic de familie nu poate să aibă grijă de un număr mult mai mare decât i s-ar solicita în baza a ceea ce este normal. Există această problemă. Din cele ce vedem noi la Compania Națională de Asigurări Medicină, uneori există și interesul ca sarcina să fie mai mare, pentru că, după cum vă spuneam, sunt finanțate instituțiile per capita și atunci administrația instituției are, poate, interes să aibă mai mulți pacienți și, respectiv, să aibă o finanțare mai bună. Cumva trebuie să reglementăm acest lucru ca atunci când deja cantitatea este dăunătoare calității, să intervenim cu mecanisme de stimulare financiară pentru a reduce acest lucru. Care sunt reușitele CNAM-ului de când ați ajuns dumneavoastră în această funcție și asupra căror momente trebuie să străduiți ca lumea să aibă mai mare încredere în aceste servicii pe care le prestează Compania Națională de Asigurări în Medicină? Cred că cele mai importante lucruri care au fost realizate până acum au fost legate de, deci în prima jumătate de an, practic de când conduc această companie, au fost legate de gestionarea crizei refugiaților, pentru că aici, de fapt, activitatea Companiei Naționale de Asigurări Medicină, ca și volum, a sporit foarte mult. Avem o situație neprevăzută, cumva persoanele acestea nu sunt asigurate, dar asistența
Trebuie să îi se ofere. Trebuie să le se ofere și noi găsim surse de la partenerii de dezvoltare ca să nu suferă cealaltă parte a populației Republicii Moldova. Mai cu seamă că o parte din persoanele fugite din calea războiului au și ele multe probleme de sănătate, pornind de la medicamentele de care au nevoie până la îngrijirea în instituția spitalicească. Din punct de vedere al finanțării instituțiilor pentru acordarea acestor servicii, este rolul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină este foarte mare. Noi primim de la instituțiile ce acordă asistența dări de seamă, trebuie să le verificăm, este o răspundere foarte mare, sunt probleme tehnice un milion, dar noi gestionăm acest lucru. Doi, noi deținem secretariatul Consiliilor pentru medicamente compensate și pentru dispozitive medicale compensate. Știu că toată lumea a fost informată că de la 1 iulie a fost incluse medicamente, cer scuze, noi în lista celor compensate și e vorba de analogi de insulină, deci acest lucru a fost posibil în primul rând datorită activității de negociere și de determinarea celor mai bune mecanisme de includere a analogilor de insulină în lista celor compensate. Am mai inclus în compensate și alte tipuri de medicamente. Au fost lărgit spectrul deși unde medicamente erau și înainte în lista compensatelor, nu erau pentru toate cazurile posibile. Deci a fost extinse cazurile când accesul la medicamente compensate a fost lărgit, inclusiv în caz de îngrijiri medicale paliative în ambulatoriu, inclusiv pentru persoanele cu tulburări de spectru autist. La fel, ceva mai nou, anterior nu era în mecanismul de includere, a fost creat un mecanism de către guvern, a fost aprobat de includere și a dispozitivelor compensate și vorba de teste și lanțete. Aici a fost o procedură de negociere, am stabilit cea mai bună formulă cum ar trebui să aibă loc acest proces de compensare, printre altele formula care noi am inclus-o pentru dispozitive a fost una care să ducă agenții economici inclusiv la o mică concurență ca să ne dea nou un preț mai mic și respectiv pacienți să aibă acolo unde este coplată aceea să fie cât mai mică. Am mai adoptat unele măsuri pentru a reduce durata de așteptare la investigații din altă performanță pentru pacienții oncologici primari, pentru că era un pic, nu un pic, dar mai mult, era o nedreptate totală când persoana trebuia să aștepte o lună jumătate, două, pentru a trece investigații și a se acorda un tratament. Că revenim la ceea ce am spus ceva mai devreme. Și mai ales că multă lume este în așteptare și acest termen mare îi debusolează, îi dezamăgește, pierd încrederea inclusiv în instituțiile statului. Da. Și cea mai mare problemă totuși rămâne la oncologie. Corect. Au fost depuse și de Ministerul Sănătății, după cum observați și de către noi ca și Compania Națională de Asigurări în Medicină, eforturi pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu și probabil în acest domeniu trebuie să ne concentrăm și în viitor. În ceea ce privește medicamentele compensate. Asta e abordarea noastră, o să vedem ce spune și Ministerul, prioritățile le stabilește până la urmă Ministerul Sănătății. Dorim pentru viitor să, dacă ce ne propunem chiar... Da, și care sunt prioritățile CNAM-ului? Pentru viitor, în ceea ce privește medicamentele compensate și dispozitivele compensate, ne propunem să revedem lista acestor medicamente, să vedem dacă acolo sunt incluse cu adevărat cele esențiale, nu sunt lucruri poate nu atât de importante, deși este ușor să incluzi un medicament în lista compensatelor, să găsești finanțare, să-l excluzi nu este chiar normal. De ce e mai greu? O anumită categorie de persoane beneficiază de acest medicament și închipuiți-vă că e un an de zile, doi l-a primit și acum s-a oprit. Deci, mai trebuie să mai vedem medicamentele care sunt foarte scumpe pentru fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și de a găsi mecanisme pentru a reduce presiunea pe fonduri ca să lărgim pe de altă parte spectrul de alte medicamente. Bine, dar dacă oferiți medicamente ieftine, cetățeanul
pierde încrederea în eficiența tratamentului. Dar nu este vorba de medicamente ieftine sau scumpe. E vorba cele care sunt compensate, posibil, pe unele poziții ar trebui să compensăm, spunem așa, sau să achităm sume mai mici. Medicamentele să rămână aceleași. Și alte priorități care ar mai fi? Aceasta este despre medicamente, dar o prioritate ar fi sporirea accesului populației la servicii de înaltă performanță, deci e vorba de servicii de laborator și cum percepe lumea, eu vorbesc, tomografii, rezonanță magnetică, ecografii și tot așa mai departe, care se acordă nu în cadrul spitalelor, dar în baza trimiterii medicului de familie pentru persoanele care se tratează ambulatoriu. Aici oricum era o situație și există încă, când persoanele fie așteaptă foarte mult, trebuie de văzut că noi tot procurăm mai multe asemenea servicii, dar rândurile sunt mai mari și populația Republicii Moldova, din păcate, nu este în creștere ca să ne dea... Dar probabil e mai bolnavă populația. Probabil, dar probabil sunt și niște momente organizatorice. De exemplu, noi vrem ca să avem contracte cu prestatori de asemenea servicii până la data de 31 decembrie, anterior totdeauna erau după anul nou și atunci luna ianuarie și februarie, oricum populația rămânea în aer. Și ce facea? Scotea banul din buzunar, iarăși este percepția negativă a omului față de sistem. Pe de o parte. Pe de altă parte, se concentrau foarte multe investigații în luna martie, aprilie, de exemplu. Acum mi se comunică că pe unele domenii rândurile sunt foarte mari până în noiembrie, iar și îmi pun întrebare, ce o să fac, ce fel după de investigație noiembrie. Este, ce ești, pentru ce trebuiești omului în iulie sau în august, deja în noiembrie. Care e rolul acelei investigații? Probabil și aici o să trebuiască să intervenim. Avem loc aici pentru o anumită concurență și respectiv pentru procurarea unor servicii mai calitative, dacă există concurență, și mai ieftine. De ce dar nu? E greu să cumpărați servicii de calitate? Nu este atât de ușor, să spunem, pentru că nu este un serviciu... Aici, la fel, serviciul nu îl alege însă și omul. De obicei, pacientului se insuflă ce fel de serviciu trebuie să procure. Am putea să zicem că pe unele domenii facem achiziții publice și vine și dă cel mai ieftin serviciu o anumită entitate, dar nu întotdeauna lucrul acesta este valabil. Pentru că, în primul rând, serviciul trebuie să fie și aproape de om, trebuie să fie cât de aproape de locul lui de trai. Deci nu o să concentrezi toate serviciile în Chișinău. Trebuie să avem în vedere și pe cei din sud, și pe cei din nord, și din est, și din vest. Pe de altă parte, fiecare specialist și fiecare utilaj este diferit. Așa, nu putem să spunem că gata, nu ne interesează ce este în spatele acestui serviciu. Pentru că oricine vine să spune că eu am un utilaj foarte bun, dar în comparație cu alt prestator, poate să fie mai slab. Și respectiv trebuie de avut în vedere ce specialist este în spatele acestui utilaj să ne producă rezultate. Nu este normal ca un pacient să, din cauza procurării ineficiente a serviciilor, să dubleze acest serviciu. Să-l fac o dată gratuit de la CNAM, deși el e plătit tot din banii lui, cum sunt ai CNAM-ului, și odată să mai duce și mai dă bani odată din buzunarul lui propriu. Deci ar trebui de evitat repetările. Serviciile trebuie să fie calitative. Și ne mai propunem să avem niște relații cu partenerii noștri, cu cei care încheiem contracte bazate pe bună credință și pe respect, pe respectarea disciplinei financiare. Dar a fost și multă necredință. Lipsă de bună sau credință. Rea credință. Cred că da. Cred că da, pentru că nu știu cum se primește așa că toți vor să acceseze fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, dar când ceri înapoi un pic de responsabilitate, așa, este o reticență și principalul până a luat banul. După aceasta, deja sunt diferite scuze, diferite explicații, când mai plauzibile, când nu, dar totuși rezultatul nu este întotdeauna cel așteptat. Pacientul nu este mulțumit. Apropo despre calitatea serviciilor, deseori se credea și se vorbea că și acolo se spală bani când se obțin aceste servicii de calitate să fie cumpărate. Știu că se vorbește despre multe lucruri. Cei care sunt mai aproape de
contractare cu Compania Națională de Asigurări Medicină, probabil cunosc foarte bine. Este, nu cred că există fum fără foc, ceva de felul acesta. Noi depunem foc poate, fără fum. Sau invers. Noi depunem eforturi ca să nu există fenomene legate de corupție, legate de utilizarea irațională, ineficientă a surselor publice. Și dacă cineva cunoaște informații despre anumite fapte de corupție, comise în instituțiile medicale, în Compania Națională de Asigurări Medicină, în orice altă autoritate, nu trebuie să mi le comunice mie. Există Centrul Național Anticorupție cu plângere, cu cereri, cu denunți acolo și să scoatem odată problemele astea. Suntem în plină vară, mai există luna august. Credeți că în toamnă ar trebui să se facă rectificări la buget și dacă și CNAM-ul cade, are solicitări? Probabil o să fie nevoie de careva rectificări, pentru că avem cel puțin două crize, ba chiar trei, două sunt legate între ele, probabil. În primul rând, războiul din Ucraina a dus la ceea că avem, să spunem așa, o criză a persoanelor refugiate care au fugit din calea războiului și noi am primit careva surse financiare de la, sau de la partenerii de dezvoltare care trebuie să fie reflectate în legea fondurilor asigurări obligatorii de asistență medicală. În dependență de amploarea care va fi sau de, sperăm că o să fie, situația se va îmbunătăți pe acest aspect. Dar în cazul că e în creștere numărul refugiaților, atunci presiunea va fi și mai mare. Va fi mai mare, dar până acum avem ajutorul partenerilor de dezvoltare și ne descurcăm. Deci pe linia refugiaților și linia, al doilea aspect? Trebuie de văzut ce o să fie cu tarifele pentru energie, gaze naturale, energie electrică și atunci la fel posibil să se intervină dacă o să fie careva modificări. Și respectiv pandemia sau deja COVID-19, cum o să evolueze. Aceste trei aspecte ne dau de lucru în ceea ce privește planificarea, replanificarea și posibil să fie și alte modificări la legea fondurilor. Pe finalul acestei discuții vă mai cer o explicație și anume pentru cetățeni. Ei se adresează tardiv la medic și faptul că el vine cu întârziere nu e doar costul, prețul, nu e doar prețul vieții, sănătății sale, dar și sunt costuri mari pentru ca această boală să fie tratată mai târziu. Cum puteți să îi convingeți pe cetățeni că ei trebuie să aibă grijă de sănătatea lor și că trebuie să se adreseze la timp doctorului și că e mai bine să fie prevenite bolile decât să se ajungă ca să fie omul grav bolnav? În toate domeniile, profilaxia, prevenirea este mai bună decât combaterea. Prevenirea corupției are efecte mai bune decât combaterea, dar în sănătate acest lucru este imperios, pentru că adresarea la timp la medicul de familie sau la specialist poate duce la prevenirea agravării stării de sănătate. Nu e vorba de economisirea banilor din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, dar e vorba de nivelul de viață al acelei persoane și trebuie să fii conștient cât mai repede merge, se adresează cu atât mai puține probleme și cheltuieli și de la CNAM și din bugetul lui propriu. Eu sper că măcar o parte din cei care au urmărit această emisiune să tragă concluziile de rigoare și să conștientizeze că trebuie să-și prețuiască în primul rând sănătatea și că doctorul totuși este cel mai bun prieten în caz că simte că are anumite simptome și că această adresare la doctor poate să fie colacul de salvare. Vă mulțumim mult pentru că ați găsit timp să veniți la Vocea Basarabiei. Vă mai așteptăm oricând aveți de a veni cu vești pentru cetățenii Republicii Moldova. Amintesc doar celor care ne-au urmărit că astăzi am discutat cu domnul Ion Dodon, directorul CNAM. O zi frumoasă în continuare, toate mulțumim. Bune! Până mulțumim la noi întâlniri! Mersi!